Autoritățile britanice au fost puse într-o situație neașteptată atunci când au fost obligate să-i avertizeze pe cei care folosesc transportul public să nu utilizeze șerpi pe post de măști. Anunțul a venit după ce un bărbat a fost filmat cu un șarpe încolocit în jurul gâtului într-un autobuz din Marea Britanie. O femeie care se afla în autobuz a declarat pentru o publicație că a crezut inițial că șarpele era doar o mască aparte, foarte ciudată, dar și-a schimbat repede părerea când a văzut șarpele încolocindu-se pe o bară autobuzului. Fără îndoială, a fost foarte distractiv, a adăugat femeia. Bărbatul nu purta însă o mască sub șarpele care îi acoperea o parte din față. Nu trebuie să fie o mască chirurgicală. Pasagerii pot să-și facă măști din orice material potrivit, pot folosi inclusive șarfe, a declarat un purtător de cuvânt în domeniul transportului. Cu toate că există oarecare posibilitate de interpretare a acestei cerințe, nu considerăm însă că pielea de șarpe este un material potrivit, mai ales când încă este atașată unui șarpe viu, a adăugat acesta.